Love is in the air. Everywhere I look around. Îndrăgostiții de pretutindeni și sărbătoresc iubirea astăzi în ziua Sfântului Valentin, cunoscută ca ziua îndrăgostiților sau Valentine's Day. Ei bine, în această perioadă magazinele au fost pline ori de cadouri pentru îndrăgostiți. Restaurantele și hotelurile au pus la dispoziția celor care sărbătoresc Valentine's Day pachete și oferte speciale. Totuși, în ceea ce privește sărbătoarea preluată de la americanii, românii au încă păreri împărțite. Am luat și noi pentru soția acasă să fie o zi de asta frumoasă, ca să știm și noi că a fost ziua îndrăgostiților, cum să zici. Dragobeti, ăla e a românilor. Nu luăm totul din afară, că am luat destul. Și luăm. Nu, dragobeti, ăla e al nostru. Acum că l-au luat și pe ăsta, să-l sărbătorească, dacă au bani. Am iubit, dar nu considerăm că e ceva minunat așa ca să sărbătorim. În fiecare an, pe 14 februarie, oamenii își arată afecțiunea și își trimit felicitări, flori ori bomboane, alături de mesaje de dragoste. Ziua îndrăgostiților a fost sărbătorită pentru prima dată în urmă cu peste 1500 de ani. Tradițiile încă se păstrează. Ba mai mult, ziua îndrăgostiților este o adevărată afacere pentru unii. Există buchete de flori speciale pentru această zi, care ajung până la câteva sute de lei, dar și cine în oraș cu petale de trandafir sau alte surprize. Așadar, Happy Valentine's Day!